Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Elena Iancău și începe exclusiv în Hunedoara. Suntem în drum spre Romos, unde vom cunoaște o familie minunată de belgieni, care au venit acum mai bine de 15 ani și s-au stabilit pe aceste meleaguri. Dirk și Nicole au simțit că aici este acasă de prima dată când au pășit pe meleaguri hunedorene. Au văzut frumusețea pădurilor din zonă și au întâlnit oameni cu sufletul cald, așa că au renunțat la viața lor din Belgia și au venit să locuiască în județul Hunedoara. S-au stabilit la Romoșel, în comuna Romos, unde locuiesc de 15 ani. Totul a început însă în urmă cu aproape două decenii. Prima dată când am fost în România a fost decembrie 96, după o conferință la Budapest, la Ungaria, unde am făcut la cunoștință cu un pastor din Romos. El m-a invitat și a venit aici prima dată cu un transport, cu marfa de ajutor. Și ați văzut locurile și v-ați hotărât să rămâneți? Ma a fost așa frumos aici, o zonă frumos, oamenii ospitalieri, aer curat, pădure și tot. Și am venit înapoi și înapoi și înapoi, am stabilit o relație cu mulți oameni aici și în 2000 avem mutat cu tot familia la Romoșel. Familia constând în soția și trei fete? Și trei fete. Da. Ce vârste aveau când s-au mutat aici? Oșariu a avut 13 ani, Iana a avut 7 sau 8 și Amy a avut 3 ani. A fost foarte mic. Și cum s-au integrat atât de mici aici? Pentru Amy a fost foarte ușor. A făcut la cunoștință cu vecinii și tot așa și a umblat în tot sat. Fiecare l-a cunoscut. Pentru Shari, cel mai mare, 13 ani, a fost un pic mai dificil, a fost un pic de rezistență, dar după niște luni s-a obișnuit și acum e căsătorit cu un român din Deva. După atâția ani în România, fetele Waits vorbesc româna mai bine decât părinții lor. Cel mai mic spune, tata, când tu vorbești românește, și eu nu înțeleg. Dar tot trei vorbește perfect. Ele au făcut școala aici, în România? Da. Tot, cel mai mare a făcut școala acasă și altă două aici, în România. Cel mai mic acum e la Decebal, la Deva, la clasa 12. Și la în mijloc, Iana, e la facultate la Cluj, la limbi străini. Și cel mai mare șarie căsătorit. Care e diferența dintre România și Belgia? Sătucul nostru Romoșel și zona de unde proveniți dumneavoastră din Belgia? Și în Belgia avem locuit în o zonă mai rural. A fost și acolo frumos. Cred că diferența cel mai mare este că poporul român e așa deschis, prietenos, e foarte ușor să faci relație cu românii. La noi, în partea nord din Belgia, în Flandria, e mai mult o popor germană, un pic mai închis, un pic mai dificil. Văzând că în România asociațiile umanitare oferiau sprijin mai mult oamenilor sărmani din zonele urbane, cei doi belgieni și-au propus să îi ajute pe sătenii săraci din comuna Romos. Dacă am venit prima dată aici, am văzut că sunt oameni foarte săraci. Am văzut pe vedve care în timpul asta, acum 15 ani,
nu a avut o pensie sau o pensie de 10 lei sau ceva. Și familie foarte săraci, am crezut că na, hai să facem ceva. Și am adus haine, papuci, mâncarea. Și imediat după asta, la a doua vizită, am venit fiecare 3 luni sau ceva pentru săptămână. Și la a doua vizită m-a spus cineva că mulți copii nu pot să merg la liceu. Și a spus, de ce nu? Pentru autobuse prea scumpă. Și atunci am început să cautam sponsor din vest să plătesc pentru abonamente la autobuz. Și asta a fost foarte bine și na, am putut să ajută pe mulți copii la liceu și la facultate. Sponsorii sunt de unde? Majoritatea din Belgia, un pic din Anglia, Olanda, Germania un pic și America tot un pic, dar majoritatea din Belgia. Așa. Sunt persoane sau sunt asociații care... Nu, mai mult persoane fizici. Posibil avem 2 biserici care ajută un pic, dar majoritate tot individual, tot persoane fizice care sponsorizează pe cineva, o familie, un student sau așa ceva. Da. Și cum au reacționat oamenii de aici, din comunitate, la ajutorul primit? La început a spus că, na, ce exact faceți voi? Dar foarte repede au venit mulți părinți să trebuie că nu puteți ajuta și pe fiica sau fiul meu pentru că e foarte scump și nu pot să merg la școală. Și a fost bucuros că noi am făcut anchetă socială și am văzut cine e cel mai sărac. Pe ei am ajutat, indiferent de dacă sunt român sau rom sau orice biserică, nu contează, am văzut numai social cine a avut nevoie, știi? Și atunci după asta toată lumea a fost mulțumită, cred. Primăria, autoritățile locale s-au implicat și ei? V-au ajutat, v-au sprijinit în activitățile astea sau deopotrivă? Da, nu. Ne lucram foarte bine cu doctorița de la Rumos. Ne ajutam reciproc. Primăria a fost tot timpul foarte pozitiv. Dacă noi avem o cerere pentru noi, ne-a lucrat mult cu rom și familie săraci, mergem și vorbim cu ei, dacă nu pot să rezolvă ceva sau la serviciu social sau ceva. Și, de exemplu, dacă am vrut să fac un program mai mare de Crăciun sau ceva, m-a dat Casa de Cultură sau Camino Cultural gratuit pentru putem să facem program pentru am făcut program de Crăciun de 3 ori, cred, cu 300 de elevi, copii din tot sat și m-a dat gratuit pentru și la școală, cu director la școală, lucram foarte bine și toată lumea. Și fiica dumneavoastră, cred că cea mare, e implicată în ceva proiecte cu copiii. Da. Noi avem la cartier Rom, avem o casă mică, se numește Speranța și acolo avem diferite programe. Fiica noastră ajută fiecare după masă, ajută copiii cu temele. Atunci vine, depinde, 15-20 de copii și îl ajute cu temele. Pentru mulți copii nu are sau o masă nu are condiția acolo sau părinții, mulți nu pot să ajut pe copii foarte mult și face și un program creștin cu ei, cu povește, cu lucru manual. Și am avut și alte programe, de exemplu, curs din Europa, un curs de calculator, de engleză, am făcut curs de cosut. Cosut. Și tot lucrurile astea, dar majoritate cu copii sau cu tinerii facem acolo. Lucrez cu copii de vreo 5-6 ani. Am început să lucrez cu ei că la început nu era nimeni care făcea aici cu copii și am zis că hai că eu deocamdată am destul timp să fac asta și așa am început, nu aveam un plan anume sau să zic că eu știu cel mai bine să fac lucruri, dar am avut o inimă să ajut și de acolo am început. Și acum cu copii
fac teme, ajung cu temele și facem programe, facem engleză și facem activități ca să învățăm împreună, ca să crească mai mult, să fie gata de societate, să zic, sau... Câți copii vin la activitățile astea? Cam între 15-20 de copii. Dacă vin toți, sunt mai mulți, dar într-o zi vin mai puțin, într-o zi mai mulți, dar la teme cam vin 10-15 în fiecare zi. Și, da, învățăm împreună. S-a observat o îmbunătățire a notelor copiilor, nu știu, a comportamentului de când vin aici la activitățile astea? Păi, a notelor, da, poate au crescut un pic, dar ideea este că copiii acum au mai multă credință că ei pot face ceva. De exemplu, când am început cu lecțiile de engleză, următoarea lecție a venit o fată la mine și a zis: profesoara mi-a dat 10 pentru că am știut să fac un verb foarte bine. Și zic: da, și de unde ai știut să faci asta? A, păi că am învățat la tine. Și zic: a, păi și acum profesoara ta a fost mândră de tine? Păi da, da, că am știut deja înainte să-mi zică. Și parcă o prins așa un pic de curaj că hai că pot să fac și eu. Și chiar asta mă face foarte bucuroasă, să văd că cumva copiii ăștia se fac mai tari, mai cu credință că au și ei, da, cu încredere în ei că pot să facă ceva și nu sunt copiii ăia de care nu se uită nimeni și care nu pot să facă nimic. Nu, și ei sunt deștepți, pot să facă multe lucruri și asta îmi place, să înceapă să se gândească și... Da. Belgienii au ajutat, de asemenea, la construcția unor case noi pentru câteva familii sărace din Romos, iar oamenii care acum câțiva ani locuiau în niște bărăci improvizate din lemn și pământ au acum case normale. Când m-am căsătorit cu el, cu soțul meu, stăteam aici, la o casă. La casa lui are o casă și gata, să dărâm așa, ia zmâni. Povestiți-mi cum era casa aia și cum e asta. Aia e foarte slabă, am pus propte, o ține proptele că să hulia zmâni. Nu, și am tot, mi-am tot rugat de doamna Nicola, am tot insistat să, dacă ne poate ajuta și pe noi și până la urmă ne-a ajutat. Ajuta Dumnezeu și ne-a făcut și nouă casă. Unul dintre oamenii care i-a ajutat pe belgeni în proiectul de construcție a caselor pentru oamenii sărmani este Mihai Marchidan. În urmă cu aproximativ 12 ani, n-am mult nicio de când sunt aici în comună, sunt de 14 ani, după aproximativ un an am început să colaborez cu dânsii, am construit foarte multe case cu dânsii. Deci, pentru cartierul nostru s-au întâmplat foarte multe prin venirea dumnealor aceea. Deci au fost mulți oameni care pur și simplu stăteau în case de pământ, n-aveau unde să stea. Și așa peste noapte cineva a venit din senin și le-a construit ceea ce n-au putut să facă ei într-o viață. Aici sunt 10 case care eu le-am construit cu dânsii. Deci, pentru cartierul ăsta, prezența lor aceea, deci i-a costat foarte mult. Cei doi belgieni vin și în ajutorul oamenilor bolnavi. Și deși în Belgia a fost ofițer în armată, în România, Dirk Waits este cunoscut drept doctorul.
Povestiți-mi cum i-ați cunoscut pe Nicol și pe Dirk. Vai, de când o vin domnul aici, pentru picior, așa-i domnul, pentru picior, domnul m-a ajutat foarte mult. Am avut niște găuri imense în picior, domnul știe, cât nu, ca poate mai mare a fost, așa-i domnul. Și domnul m-a tratat cu un fel de unguienturi bune, numai de el știute, Dumnezeu să-i dea sănătate. Dar ce ați pățit la picior? Ulcer varicos, am s-o spar venele pe picior, așa-i domnul. Eu n-am avut, cât am fost tânără și fată, n-am avut așa. Dar de când am născut copii, mi-au reșit varicile alea pe picioare și alea s-au spart și s-au făcut găuri mari. No, domnul știe că el m-a văzut și m-a ajutat foarte mult, mi-a dat medicamente și câte toate. Toate alea ne-au dat și cu copiii și tot ne-au ajutat. Și cu copiii? Și nu numai pe noi ne-au ajutat, pe de aici, de la noi, pe majoritatea, pe tot bine le-au dat și le-au ajutat. Și numai acum, de câteva zile au venit la noi cu mâncare pe aici și ne-au dat la toți. Dumnezeu să le dea sănătate. V-au schimbat viețile. Da, să știi că de când au fost aici la noi și mai ales cu copiii la școală, că asta mi-a fost mie mai principal, că mi-au purtat copiii în școli. Ia că ăla la mare o gătat a 10, ăsta la alta acum e pe a 11. Eu nu puteam să-mi port. Nu puteam să-i port în școală. Că eu am fost o bolnavă, pe mine nu m-a angajat nimeni cu picioarele. Am vrut de câte ori să mă angajez, dar nu m-a angajat nimeni cu picioarele și așa că n-aveam nicio posibilitate să pot să-i cresc. Dirk și Nicole Waits au rămas pe aceste meleaguri pentru că s-au îndrăgostit de natură, dar și de oamenii de aici. În Belgia merg rar, iar acasă este la Romoșel. Am mers în Belgia la vizit la bunica și altă familia. Sau pentru slujire, pentru lucrul nostru, dar trebuie să țină contact cu, în legătura cu oamenii în Belgia, Olanda, Anglia. Familia din Belgia a venit în vizită aici, în România. Da, părinții la soția au fost aici regulat. Da, de cât în cât. Și vin mulți prietenii noștri din Belgia, fiecare vară și iarnă. Da. Și cum li se pare? Știți, pentru oamenii din Belgia, aici liniștit, frumos, rustic, cu o zonă foarte frumos, cu munții. Mergem la plimbare, mergem la magazin aici și tot așa. E foarte interesant pentru... Știți, România are o cultură foarte bogată și foarte diferit de la noi în Belgia și asta cultură se vede și aici în sat. Atunci e foarte interesant pentru cine vin din Belgia. Dumneavoastră, ce vă place cel mai mult aici la noi? Aici la munte. La munte. Mă duc foarte des la plimbare în munte cu chine. Asta e pentru mine cel mai frumos. Da. Pe unde ați fost? Ce ați vizitat pe aici? Cred că aproape tot aici în județul Hunedoara, la Sarmisegetuza, la castelul Hunedoara. Retezat? Retezat, bineînțeles. Și la cum se cheamă așa, la Salina, la Turda și da, tot asta bogăția din România și din Transilvania e foarte interesant pentru noi și dacă avem timp, mergem la vizită. Mai vreți să vă întoarceți vreodată în Belgia? Nu am planuri, nu. Unde e acasă pentru dumneavoastră? Aici, da. Romoșel e acasă. Singur lucru belgian că mai am pașaport atât. Restul e aici, în România. Dumneavoastră, cum vedeți diferențele dintre blocul de unde veniți din Belgia și Romoșel, zona aceasta? Da, e foarte diferit. Aici e mai rural,
oameni, s-a schimbat mult în 15 ani. Dacă am venit prima dată, a fost pentru noi cum am mers 100 de ani înapoi. Înapoi, da. Cum oameni trăiești aici, dar e frumos, dar e mai multe săracie. Cultura e diferit, sunt, dar trebuie să obișnuiești de niște lucruri. Exemplu, asta e un pic amuzant, dacă veniți aici și vă trebuie, vreți cafea și spuneți, nu, mulțumesc, nu mai trebuie, pentru nu ți sete, știi? Și aici tot timpul te trebuie de 3 ori, de 4 ori, insistă. Și noi, de ce insistă? Pentru dacă am spus nu, e nu. Și numai un exemplu de diferite culturi și a fost mai multe lucruri. Dar, cred că cum a spus soțul meu, oamenii sunt mai deschis aici, mai pretinos, ca în Belgia fiecare în locul lui, în casa lui. Și asta e, dar, na. Și pentru noi a fost, cred, dificil că timpul aici e diferit. Asta înseamnă, dacă noi spunem la 1, veniți la 1, pot să fii la 3 sau la 4 că vine, sau altă zi, nu prea contează. Și tot așa, și asta e mare diferență. Pentru cine a fost mai dificil integrarea în aici? Pentru dumneavoastră sau pentru soțul? Nu știu. Cred că pentru el, nu? Cred pentru el a fost... Eu mai repede, sunt mai flexibil. Pentru el, normal, trebuie un pic mai mult de timp să obișnuiește de lucruri sau de oameni. Cred că da. Dumneavoastră, ce vă place cel mai mult aici? Eu îmi place cel mai mult de natura, e foarte frumos aici și de oameni care sunt mai pretinos, mai deschis, că asta îmi place, da. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați face din nou același lucru? Ați venit din nou aici? Da, cred că a fost momente mai dificile, că spus de ce am venit aici și de ce. Și atunci dacă spun la copii, posibil mai bine că am stat în Belgia și ei se supără. Să spună, pa, nu mama, pentru dacă am stat acolo în Belgia, eu cred că să fie așa de materialist, că tineri belgean, pentru ei vede foarte bine că de ce îți trebuie 10 pantaloni dacă ai 2-3 e destul, sau de ce trebuie să cumpăr o haine de nu știu câți bani dacă există și mai ieftin, și atunci are alte valoare, că în Belgia a pierdut un pic, știi, și eu spune că nu, mă place aici și ei spune că în Belgia tot timpul e așa de stresat, oameni, repede, lucram, și aici e un pic mai relaxat, sigur, în sat, dar și în oraș e mai relaxat un pic, nu așa de multe reguli sociale, atunci, da. Și pentru dumneavoastră acasă e aici? Da, normal. Îmi place să merge în Belgia, să vizitez pe mama mea, dar aici suntem acasă, da. Da. Părăsim aceste meleaguri minunate, dar vom reveni cu alte povești fascinante de viață. Nu ratați ediția de săptămâna viitoare a emisiunii exclusiv în Hunedoara.